Rusia are una dintre cele mai importante flote de submarine din lume. Unii analiști militari plasau Rusia la nivelul anului 2020 pe locul 3 în lume ca număr al submarinelor cu 64 de unități, după China 74 și respectiv SUA cu 68, în vreme ce alții considerau că lider mondial detașat este Coreea de Nord cu 84. Există și varianta neconfirmată că ar fi chiar a doua putere submarină la nivelul anului 2022. Toate marile puteri caută să domine mările și oceanele, și nu doar pentru a-și asigura superioritatea numerică în eventuale confruntări. Submarinele sunt considerate excelente platforme de lansare a rachetelor de croazieră. Iar Rusia a dovedit acest lucru inclusiv în războiul din Ucraina, în care a atacat instalații militare ale Kievului cu proiectile lansate de pe submarinele din Marea Neagră. Dovadă, Ministerul Rus al Apărării a anunțat în premieră, pe data de 28 aprilie, că un submarin a lansat cu succes rachete calibr și lovit ținte din Ucraina. Echipajul unui submarin electric diesel al flotei Mării Negre a efectuat o lansare de salvă a rachetelor de croazieră calibr asupra țintelor terestre desemnate, se arată în comunicatul Moscovei. Imagini video cu un submarin rusesc care lansează rachete calibr spre ținte din Ucraina au apărut însă pe platformele de socializare cu câteva zile înainte. Flota Rusiei de la Marea Neagră include 6 submarine diesel Project 636.3, echipate cu rachete de croazieră calibr. Echipajul acestor submarine, care pot naviga autonom până la 45 de zile, numără 52 de marinari. Submarinele au o rază de funcționare de până la 12.000 de kilometri și sunt înarmate cu torpile grele, rachete de croazieră antinavă și atac terestre și pot transporta și mine. Anul 2022 marchează 10 ani de când primul submarin multifuncțional, a patra generație, Severodvinsk, a lansat cu succes o rachetă de croazieră calibră dintr-o poziție scufundată în Marea Albă. Deși a durat aproape 20 de ani pentru a finaliza construcția Severodvinsk, acum navele din clasa Yasen-M sunt construite mai repede. Construcția submarinului Novosibirsk, care a fost pus în funcțiune la sfârșitul lui decembrie 2021, a durat 8 ani. Construcția submarinului Severodvinsk a început în 1993 și ar fi trebuit să fie lansat la apă în 1998. Cu toate acestea, problemele bugetare au întârziat construcția cu ani de zile și a fost lansat abia pe 15 iunie 2010. Severodvinsk și-a început testele pe mare pe 12 septembrie 2011 și s-a întors din prima călătorie la 6 octombrie 2011. La 7 noiembrie 2012, Severodvinsk a lansat cu succes o rachetă de croazieră calibr din poziție scufundată la o țintă maritimă din Marea Albă. Mai târziu, în aceeași lună, submarinul a tras cu succes 2 rachete de croazieră calibr. Lansările au avut loc pe 26 noiembrie 2012, dintr-o poziție la suprafață și 2 zile mai târziu, dintr-o poziție scufundată. În noiembrie 2014, submarinul și-a testat cu succes capsula de salvare, care a ieșit la suprafață de la o adâncime de 40 de metri cu 5 membri ai echipajului înăuntru. Severodvinsk a fost pregătit de luptă la începutul anului 2016. La sfârșitul lunii aprilie 2016 și în august 2017 a efectuat exerciții folosind rachete de croazieră 3M14. Pe 28 martie 2019 a lansat o rachetă de croazieră calibră de pe un dig de la baza sa de origine. Anterior, astfel de lansări nu erau posibile. Submarinul a lansat din nou racheta de croazieră calibră în timpul exercițiului nuclear strategic din 17 octombrie 2019. K-573 Novosibirsk este un submarin capabil să transporte și să lanseze rachete de croazieră. Are propulsie nucleară și face parte din clasa Yasen al Marinei Ruse. S-au făcut modificări considerabile la designul inițial Yasen. Diferențele în proiect au apărut suficiente pentru a-l considera o nouă versiune actualizată Yasen-M. La 21 august 2014, nava a finalizat testele sub presiune hidraulică a corpului ca parte a procesului său de construcție.
La 25 decembrie 2019, Novosibirsk a fost scos din sala de construcție și ulterior lansat pe apă și a început testele pe mare la 1 iulie 2021 și era proiectat să se alăture flotei Pacificului a Marinei Ruse în trimestrul 4 2021. În timp ce o publicitate deosebită este acordată ceremoniilor de lansare și punere în funcțiune a submarinelor cu rachete balistice și a submarinelor multifuncționale, se cunoaște mult mai puțin despre submarinele cu scop special. Barents Observer a relatat de mai multe ori despre Belgorod, cel mai lung submarin din lume, construit pe o carenă modificată de clasă Oscar II. Submarinul va fi purtătorul noilor drone cu propulsie nucleară Poseidon și va avea sediul probabil cu flota Pacificului. Belgorod este considerat a fi cel mai mare submarin dezvoltat în ultimii 30 de ani. Nava este capabilă să lanseze lovituri nucleare cu 6 torpile Poseidon intercontinentale. De asemenea, poate acționa ca o navă mamă pentru submarine mai mici, cu scufundări adânci, având brațe robotizate care pot manipula sau chiar tăia cablurile vitale care se află pe fundul mării. Alți doi transportatori ai dronei Poseidon sunt în prezent în construcție la șantierul Sevmaș, Habarovsk și Ulianovsk. Alte submarine neconfirmate care ar putea fi în curs de construire în anii următori sunt două nave din clasa Borei A, încă două portavioane Poseidon și unul sau două mini-submarine cu destinație specială care urmează să navigheze pentru Gugi, direcția principală pentru adâncimea Ministerului Apărării. Lucrările de proiectare pentru submarinele cu propulsie nucleară de generație a 5-a, denumite clasa Husky, ar fi în curs de desfășurare, dar până acum nu au fost semnate contracte. Pe lângă noile submarine, șantierul Sevmaș lucrează la repararea și modernizarea marelui crucișător de luptă cu propulsie nucleară, Amiral Nahimov. Inițial pusă în funcțiune în Marina Sovietică în 1988, nava de război a fost rareori trimisă pe mare și s-a aflat în Severodvinsk în ultimii 23 de ani. Dacă nu sunt anunțate alte întârzieri, crucișătorul de luptă va fi repus în funcțiune pentru flota Nordului în 2023. Barents Observer listează submarinele aflate în construcție de către Federația Rusă la 1 ianuarie 2022. Clasa Borei A. Generalisim Suvorov, împăratul Alexander III, Kneazul Pojarski, Dmitri Donskoi, Kneazul Potemkin, clasa Yasen-M, Krasnoyarsk, Arhangelsk, Perm, Voronei, Vladivostok. Submarine cu destinație specială, Belgorod, Habarovsk, Ulianovsk. În plus, compania Rubin Central Design Bureau din Sankt Petersburg, specializată în proiecte militare, a redat imagini cu cel mai nou submarin invizibil, o navă hibrid de război. Submersibilul este conceput să urmărească și să distrugă inamicii, rămânând neobservată, în adâncurile mărilor și oceanelor din întreaga lume. Noul model de submarin invizibil denumit Straj, apărătorul, va fi o navă care combină caracteristicile de suprafață cu cele subacvatice. Submersibilul militar poate identifica inamicii din adâncuri și de la suprafața apei cu ajutorul puternicului său radar, și îl poate aborda fără să fie detectat.